Prezent la 15-a reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Sectorial Mediu, care a avut loc joi la Târgu Mureș, Corodi a declarat că Azomureș, pe lângă procesul de retehnologizare pe care îl parcurge, va fi nevoit să întocmească și un studiu de dispersie și de sănătate publică, care ar putea însemna investiții suplimentare pentru reducerea emisiilor. Trebuie să se facă un nou studiu de dispersie și un nou studiu de sănătate publică, pentru că pot să fie cele mai bune instalații puse și emisii pe coș cu valori sub limitele definite în directivele europene, dar dacă din cauza condițiilor climaterice acestea în anumite zone din arealul orașului Târgu Mureș pot să creeze probleme de concentrație sau de sănătate publică, atunci trebuie să luate cele mai bune decizii. Oficialul de la București a afirmat că are rezerve în ce privește închiderea batalului de la Bicapa Târnăveni, care a fost cumpărat de un investitor și care și-a luat angajamentul să ecologizeze batalul. De asemenea, Corodi și-a exprimat îngrijorarea față de groapa de gunoi de la Târgu Mureș, care a fost creată ilegal de Salubriserv și este foarte dificil de închis. Pe Bicapa problemele nu avansează când vorbim de iazul de decantare și nu de plădiri și nu de alte lucruri. Așa că este foarte dificilă problema de acolo. Nici înainte nu a fost ușor cu avasul, dar acum este și mai dificil pentru că pur și simplu poate în orice moment să dispară responsabilitatea fizică a unui administrator care sper să nu se întâmple. În privința absorbției fondurilor europene, ministrul mediului a precizat că din primul semestru al anului 2015, România va adopta directiva europeană care se referă la achiziții publice, astfel încât firmele ce practică prețuri de dumping să nu mai blocheze proiectele europene. Corodi a explicat că în prezent ne confruntăm cu o boală cronică, și anume, unele firme practică prețul cel mai mic la licitații, iar după adjudecare abandonează șantierele și declară insolvența. De aici și o serie de procese în instanțele din țară. Primăvară, vară va fi perioada în care vor fi definite linii de implementare și chiar să se ajungă la maturitate unui act normativ. Dar aici și Parlamentul se va implica pentru că e o decizie importantă. În cadrul ședinței de la Târgu Mureș au fost semnate și 4 contracte în valoare totală de 11,3 milioane de lei, respectiv 2 contracte de împădurire la Ludu și Râciu și 2 contracte pentru canalizare la Șincai și Voivodeni. Potrivit reprezentanților de la Ministerul Mediului, România a tras prin post mediu pragul de absorție de 52%, ceea ce înseamnă peste 2,3 miliarde de euro, acest procent reprezentând avansul primit de la Comisia Europeană, rambursări, plăți efectuate către beneficiari și transmise la Comisie pentru decontare.